Multor bărbați le e frică să se oglindească într-o femeie trezită. Una ca ea te-ar dezbrăca de măști, te-ar privi vulnerabil cu multă blândețe și ți-ar atinge inima obosită de frică. Ți s-ar așeza la picioare, turnându-ți fundație de susținere și încredere. Căci un spirit trezit știe cum să se așeze dedesubtul tău, astfel încât să vă ridicați împreună. Celei cu adevărat măreață nu îi e teamă sau rușine să pară mică, neștiutoare și neimportantă. Spiritul trezit are răbdarea blândeții ca tu să înveți din nou să mergi, să vezi, să auzi altfel, cu inima. O astfel de femeie te-ar iubi oricum. Ar învăța cum să nu te limiteze în vreun fel, astfel încât tu să-ți găsești calea. Ar merge pe marginea drumului tău, astfel încât tu să ți-l urmezi. Femeia aceasta ți-ar face daruri fără așteptări, pentru că în somnul ei a trăit neprimirea darului. Ea știe să-ți vegheze somnul, tocmai pentru că a cunoscut nesiguranța nevegherii. Ea vorbește și tace din iubire. Te privește de jos ca să simți că meriți să fii acoperișul lumii. Te împuternicește să îi arăți calea, garantându-ți că ea va face călătoria plăcută. Tot ce ai de făcut e să te deschizi și să-i primești iubirea. Ea așteaptă. Știe din propria simțire că ție ți-e frică de iubire. Atât de mult te-au biciuit cei pe care i-ai iubit. Femeia trezită e dreaptă. Îți lasă la dispoziție toate nuanțele ei. Găsești în ea toate femeile pământului. Ea își alege bărbatul care o poate pătrunde în adâncurile ei, în tot ce înseamnă profunzimea ei. Ea știe deja cine ești. Te vede. Ce nu poți cuprinde cu mintea despre ea e că te vede cu sufletul ei, iar sufletul percepe lumina ta, potențialul cel mai înalt al tău. E conștientă că îl alege pe cel care o completează perfect. E conștientă că va găsi în tine hăul pe care îl poate umple cu ușurință, bucurie și grație. Golul tău nu o sperie, o bucură și te umple. În egală măsură te primește să îi umpli propriul ei gol și îl conștientizează. E conștientă de propriul ei gol și asumată, ți-l arată în toată vulnerabilitatea ei. Femeia trezită fascinează mintea bărbatului de-abia după ce inima lui a simțit puterea iubirii ei. Este simțită de fiecare centru al tău. Primul tău centru îi conferă dorința și foamea de corpul ei fizic, nevoia de a intra și a rămâne înăuntrul ei. Pofta ta o onorează pe ea. Cel de-al doilea
îți creează emoții noi și înmiite, care par a fi generate de ea. Aici e lecția ei. De nenumărate ori i-a fost abuzat pântecul prin frică și supunere, prin furie și forță. Toate rănile ancestrale sunt adânc păstrate în emoțiile ei. Aici are ea nevoie să se abandoneze în încredere lui. Aici ea își recapătă curajul și validarea de sine prin tine. Următorul centru, plexul solar, e cel care emite invitația înăuntrul lumii tale ascunse și receptează intenția ei de a intra. Centrul inimii izvorăște iubirea și lecția deschisă a dăruirii de sine. Aici fiecare învață să se ridice în frecvență. Aici e lecția ta. De prea multe ori ți-a fost rănită iubirea. Aici ți-ai pierdut încrederea în ea și tot aici e nevoie să o regăsești. Aici tu îți recapeți curajul și iubirea de sine prin ea. Prin centrul comunicării înveți să-i comunice, prin empatia tăcerii, adevărul tău fundamental. Prin iubirea pe care o veți fi alchimizat înainte, totul devine mult mai ușor. Și astfel începe dansul vostru. De aici, femeii trezite îi e bucurie confirmarea regăsirii, căci odată trecut prin încrederea inimii, tu ești metamorfozat, te trezești. Acum tu o simți, o auzi. Urmează centrul viziunii. Aici tu o vezi în toată splendoarea ei nevăzută de ochii de până atunci. Și de-abia acum când o vezi toată, înțelegi că a o vedea e mai mult decât a o iubi. Căci a o vedea cu adevărat înseamnă să transmuți credința că tu ești doar tu. Dintr-o dată, tu ești ea. Dintr-o dată, 1 + 1 fac 3. Tu, ea, eu, o unitate. Locul suprem în care tu urci împreună cu ea e coroana, magic simbol al tronului regal al lui împreună. Aici voi puteți ființa universuri nelimitate. Aici este îndumnezeirea. Aici omul întâlnește zeul dinăuntrul lui și te întorci nemuritor în lume prin ea. Căci femeia trezită simte că doar trezirea ta o împlinește. De asemenea, simte că doar blândețea și lumina ei constante te vor susține pe acesta într-o deschidere. Asemenea unui izvor de munte firav care întâlnește forța și învolburarea unui alt izvor fără direcție care se împrăștie prin viață. Cu multă răbdare trece prin el, adânc, conferindu-ți direcție și împuternicindu-l să o conducă mai departe. Ca mai apoi
să îi se abandoneze în siguranța unei căi împreună. Nu mai contează unde se îndreaptă, contează doar călătoria. Aceasta este ea, femeia trezită. Ea își va manifesta transparența trăirii, va face pași mici astfel încât să fie urmată. Se va opri adesea pentru a merge împreună la pas. Va dispune de vorbe și fapte care să te înalțe pe tine. Va fi vulnerabilă să-ți amplifice puterea. Va fi mică astfel încât tu să îți trăiești măreția. Te va primi înăuntrul ei și din ea va țâșni o viață nouă, un eu nou dintr-un eu transmutat. Acesta este ciclul vieții pe parcursul căreia femeia zâmbește și iubește, plânge și tremură, cea care trăiește viața cu și prin tine trezit.